Primarul general al capitalei a vorbit și despre soluțiile pe care le-a găsit în ceea ce privește problemele stringente ale capitalei, precum termoficarea, traficul sau transportul în comun. În sfârșit, Comisia Europeană a dat acordul pe finanțare pe 250 de milioane de euro, parte din 300 de milioane de euro pentru 200 de kilometri. Mai avem proiectate încă șantiere pentru încă 53 de kilometri pe care vrem să le facem anul ăsta și din acești 53 de kilometri am început lucrările pe un segment de 13. Nicu Șordan a vorbit și despre traficul din capitală și despre sistemul de semaforizare. Tehnologia, deci serverul este bun ca soft, adică sistemul este bun ca soft pentru că a fost cumpărat în urmă cu un an, doi, trei și este cel mai bun la nivelul mondial acum. Însă tehnologia pe fiecare din semafoare nu este bună și nici conexiunea dintre ele nu este bună. Și atunci trebuie să punem sistemul actual cu camere pe fiecare din semafoare, să vedem unde avem fibră, unde trebuie să o închiriem, unde trebuie să o instalăm. Deci o chestiune care va dura cam un an și puțin. Cât despre problemele financiare de la Metrorex și STB? Vă spun că la STB veniturile din bilete și abonamente sunt sub 10%. Deci, din păcate, și STB-ul și Metrorex. STB-ul e la noi acum și o să facem toate eforturile să-l eficientizăm.